Bună! Ce faceți? Cum mai sunteți? Eu sunt după operație, vidurile astea vor apărea un pic mai încolo, ca să spun așa. Tot am decurs cum trebuie. O să vorbim, dacă o să vreți, o să fac un video pe canal exact despre operație și ce s-a întâmplat. Dar nu despre asta este vorba în video de astăzi, este vorba despre coletul din spate și cărțile din spate. Vreau să vă prezint ce cărți mi-am mai cumpărat și mi-am mai achiziționat eu în ultima perioadă. Astea care vi le prezint acum sunt cărți noi. Iar următorul video pe care va apărea pe canal sunt cărți cumpărate de la... cum se cheamă? De la acel anticariat de aici. Și nu știu de ce am impresia că mă văd strâmbă. Cred că... Da. Da, acum e mai bine. Hai să începem cu astea de aici. Doamne, am făcut o gafă enormă, dar nu contează. Am găsit așa. Prima carte, astea trei cărți sunt cumpărate de la cineva. Hai să le zicem că nu sunt chiar noi, deși ele sunt noi nouțe, adică așa apar. De la cineva de pe Facebook Store, cred că așa se cheamă. Am găsit cartea To Kill a Kingdom. Chiar am vrut să o citesc de foarte mult timp, dar nu am apucat. Princess Must Save Her Prince. Am înțeles că este foarte, foarte mișto. Și din câte știu, parcă este numai un volum. Așa că, da, abia aștept să o citesc. După care am găsit Children of Blood and Bone. Și știu că este și un volum al doilea, doar că nu l-am găsit nicăieri ca și... cum se cheamă, ca și, da, o vedeți și pe Luna prin cadru, care trebuie să miroase orice și să știe ea așa și să le pupe ea ta acum. Bun, prea. Salut! Așa, știu că este și un volum al doilea, doar că nu l-am găsit nici la anticariat, nici așa. L-am găsit pe Book Depository și pe Amazon, dar parcă nu aș da atâția bani pe dânsul. Dar, da, mi l-am luat și pe ăsta. Și după aia, următoarea carte despre care tot vuiește TikTok-ul și toată lumea, este o carte internațională și este o carte foarte bună, The Love Hypothesis. Ipoteza dragostei, nu știu cum naiba să citești, Hypothesis, cred că așa se pronunță, în fine, whatever. Nu băgați în seamă, după operație am orice scuză. Și da, am găsit-o și pe asta și tare curioasă să văd ce e cu dânsa, că toată lumea atâta o laud pe TikTok și atâta vorbește despre dânsa încât am zis ok, dacă am găsit-o, hai să o cumpăr. Înainte să vă prezint cărțile din spate, mi-am cumpărat o agendă de pe Amazon, agenda asta, care deja e... și de ce mi-am luat eu agenda asta, vă veți întreba, pentru că Raluca a decis să-și facă o agendă în care își scrie cărțile care le citește. Gen, momentan încă nu, am pus doar niște poze și am scris titlul cărții, autorul, autoarele, depinde, autoarea, și cât, ce număr de pagini are, de acum trebuie să spun și câte steluțe i-am dat și dacă are spice, dacă nu are spice, înțelegeți pe chestiile de genul. Iar aici, în josul paginii, va veni un mic review, pentru că am remarcat că am o problemă. Citesc cărți și uit ce am citit din ele. A, da, și am făcut mai multe. La unele încă n-am apucat să le scriu, că na, doar mai iartă, n-am chiar atâta timp, dar o bună parte din ele îs scrise. Așa că da. Hai să trecem la... Stați să le iau de aici din spate. Și am să vi le prezint. Așa. Mi-am cumpărat, înainte să vă le prezint pe alea două și să vorbim despre ele, mi-am cumpărat volumul 6 și volumul 7, care sunt niște monștri, din Zodiac Academy. Volumul 7, adică ăsta, încă nu m-am îndurat să-l citesc, pentru că am înțeles că este gen heartbreak. După ce îl citești pe ăsta, ai să fii un pic... Și da, deci am, de la Zodiac Academy, am volumul 1, zis din partea fetelor, volumul 1, zis din partea băieților, volumul 2,
Și am acele două mici novele între. Și volumul 6 și volumul 7. Care sunt niște monștri de cărți, după cum vedeți. Iar acum, haideți să vă prezint înainte să deschidem cutia. Ce-a făcut deșteaptă de Raluca? Eu v-am zis că mi-am dat comandă de cartea House of Sky and Breath, adică al doilea volum din Crescent City, mi-am dat comandă de ea de pe Amazon. Și mi-am dat comandă de ea de pe Amazon în varianta paperback. Și după două luni, ca să înțelegeți, mi-au scris cei de la Amazon că au anulat comanda și îmi vor trimite bani. Deja sunt trecute 3 săptămâni, încă n-am primit banii pe acea carte. Aștept să văd când o să primesc banii pe acea carte. Dar am de gând să le scriu și lor un mail. Hei, știi, deja că acolo scrie că au să iau o marjă de eroare de 14 zile. Au trecut alea 14 zile ca popa. Așa că da. Și ce a decis Raluca? A decis că dacă tot au anulat ei comanda, hai să-mi dau eu comandă de pe Amazon, ca să fiu sigură că am carte. Și nu știu de ce a avut Raluca impresia, și nici nu s-au uitat, că și-a dat comandă de varianta House of Sky and Bread, varianta paperback. Da, nu, și-a luat varianta cartonată, că nu știu, parcă era mai ieftină sau ceva de ce. Și pentru că am avut o... creierul meu a fost varză și am uitat, am găsit aceeași carte, da, am două. Deșteaptă tare. Aceeași carte la anticariat cu 20 de lei. Iar asta pe Amazon a fost aproape 100 de lei. Și na, nu mai are niciun rost să o trimit înapoi, că Doamne mă iartă, dar da, am două volume care sunt la fel, nu sunt acele ediții speciale. Așa arată dacă le dați coperta jos. Nu e acea variantă specială cu semiluna și cu... Dar înăuntru, pe prima pagină, are are ce trebuie. Încă n-am apucat să le citesc, dar nici pe prima n-am apucat să o citesc, dar o voi citi. Da, așa că Raluca probabil la un moment dat vă face un giveaway și va da una dintre astea cadou, pentru că n-am ce face cu ele două în bibliotecă și noi, adică și asta, inclusiv asta este asta care o am de la, cum se cheamă, de la anticariat cu 20 lei, este nouă cartea, nouă. Da. M-am zis, creier de pește câteodată. Dar se întâmplă, ce se întâmplă. Dacă am găsit-o cu 20 de lei, am zis, de ce sunt eu. Iar aici, am să iau cutia aici, în brațe. Și am să o deschid. Am o forfecuță, pentru că nu știu de cater. L-a pus prietenul meu atât de bine, încât habar n-am unde este. Și l-a pus atât de bine pentru că am fost în weekend până la Ikea și am cumpărat niște mobilă. Și, na, am deschis cutiile cu cutterul. Și nu știu unde l-a pus. Așa că am să mă chinui cu această farfecă care taie și vrea, dar asta e. Bun, am deschis cutia. Și ghiciți ce am în cutie. Haide să vă arăt. Am așa. Stați să-l găsesc. Avem așa, volumul 3 de la Zodiac Academy, pentru că nu m-am putut abține și a trebuit să-mi cumpăr toată seria, pentru că a zis că, bun, am volumul 1, 2, am volumul 3, nu, volumul 3 nu l-am, am volumul 1, 2, alea două novele și volumul 6, 7 și parcă am așa un... V-am mai zis eu de OCD și de chestiile astea, da, și îmi stătea pe cap că nu aveam volumul 3, 4 și 5, pur și simplu nu aveam volumul ăla acolo și eram... Trebuie să le am. Dar da, am volumul 3, am volumul 4 acum și am volumul 5. Atâta de tare mi-a plăcut seria asta încât a trebuit să-mi iau... Stați? Nu cred că stați. A trebuit să-mi iau volumele și la fel mi se par extraordinar de faine, în sensul că fiecare caracter, personaj din carte are... semnul zodiacal. Tori, să vă dacă mai găsești pe restul. Darcy, nu. Hai să vedem. Asta am presă că e mai mult din punctul lor de vedere, da. Dați să iau una mai mai gen un volumul 5 unde apar și alte personaje și se zice mai multe.
dacă găsesc, am să vi le arăt. Dar da, astea sunt cărțile care mi le-am cumpărat eu de pe da, uite, Darius. Și semnul ăsta lor se schimbă la fiecare. Astea sunt cărțile care le-am cumpărat eu de pe Orion, care este Balanță, ca și mine. Astea sunt cărțile care le-am cumpărat de pe Facebook Store, de pe Amazon și atât. Da, și aia care am luat-o de pe Anticariat cu 20 de lei. Dar da, astea sunt toate cărțile care am vrut să vi le prezint. Nu știu dacă sunt multe, dacă nu sunt multe, mai am acasă niște cărți, pentru că în iulie mă duc acasă și mi-am mai comandat niște cărți acolo de pe Elefant. Dar alea le voi lua în bagajul de cală cu mine când mă voi întoarce și vi le voi prezenta atunci când mă întorc. Da, asta este tot. Ce vreau să vă mai zic? Nu vreau să vă mai zic nimica. Asta este tot. Următorul video probabil va fi cu cărțile din Anticariat și încet, încet voi încerca să revenim la normal pe acest canal. A fost o perioadă un pic mai crazy pentru mine, dar asta e. Ne auzim data viitoare. V-am pupat!